simțind nevoia de aceste materiale digitale, crezând în ele, parcă și profesorii se implică mult mai mult. Sunt încântat să fac parte din echipa de formatori Digitaliada. Am avut un sentiment deosebit de mulțumire pentru că acei colegi pe care i-am selectat au fost impresionați de ceea ce le-am prezentat și au spus că în sfârșit au reușit să găsească un curs care să le fie foarte util și în momentul când au mers de la sfârșitul cursului să poată să aplice real aceste informații. În momentul în care participi la un curs, după care tu poți să aplici la clasă, ai o satisfacție personală. Există această dorință a profesorilor de a participa la cursuri cu care să poată învăța ceva în plus. Nu doar să participe la un curs doar din acea necesitate de a face cele 90 de credite la cei 5 ani. Formarea în sine înseamnă să învățăm să lucrăm cu aplicații în format digital. Nu sunt absurde să spun că dacă folosești o tabletă sau știi să aplici, să folosești o aplicație, totul se rezolvă. Este nevoie de maestria profesorului să pună ceea ce trebuie, unde trebuie și când trebuie. Depinde foarte mult de modul în care profesorul știe să aleagă momentul, cantitatea și calitatea materialelor, aplicațiilor în cazul acesta, pe care le folosește la clasă. Când merg în fața elevilor, trebuie să fiu pregătit și atunci eu trebuie să fiu cu 2-3 pași înaintea lor. Aici suntem noi elevi și profesorul spune câteva cuvinte, apoi le punem în practică. Mare parte din lucrurile pe care le facem, le și aplicăm. Cu tableta în față. Este foarte multă practică. Deci exercițiile sunt practice. Deci nu este teorie. Nu te plictisești. Deci ești constant entuziasmat, motivat, te face să fii mult mai creativ. GeoGebra ar trebui introdusă în cursul de la facultate. Când profesorii, când sunt inițiați, ar trebui să cunoască deja aceste softuri, aceste aplicații, absolut. Fără ele, nu cred că mai avem ce căuta la clasă până la urmă. După prima formare, am fost fascinată. Toate au fost extraordinare aici, dar m-am dus așa cu o strângere de inimă. Cum o să aplic eu toate astea? Eu le-am însușit, dar cum transmit acum copiilor? Și am observat că ne înțelegem foarte bine și înțeleg tot ce le spun. Poate că înțeleg mai bine decât când mergeam și scriam pe tablă, poate le mai arătam eu un desen sau din viața de zi cu zi una alta. Dar lucrând efectiv pe tabletă, apărând digitalul, automat noi trebuie să ne conectăm cumva și cu viitorul. Or, digitalul este viitorul. Sunt și profesor de profesor, cum spuneți dumneavoastră, îmi place foarte mult sintagma, adică formator. Pentru mine, să fiu profesor de profesori este o continuare de la clasă. Practic, da, e mult mai ușor. Este mai ușor pentru că lucrând cu adulți, poți să ceri și să oferi altceva. Acum, după ce a trecut un semestru și am venit la a doua formare, deja e altceva. Și îmi place mai mult. Mă mândresc că facem parte din echipa Digitaliada și cred că cu fiecare formare o să fim mai buni și mai profesioniști. Profesorii din școala gimnazială de Veselu, atunci când au nevoie de lămuriri suplimentare în afara sesiunilor de formare, apelează la formatorii, avem un schimb de experiență benefic și pe derularea semestrelor, nu numai la cursurile de formare inițiale. În urma primei sesiuni de formare din august, am inițiat formarea unui grup de WhatsApp a celor 10 școli din ediția 4.0. Pe acest grup de WhatsApp, noi, cadrele didactice din fiecare școală din zona rurală, câștigătoarea a proiectului Digitaliada, colaborăm și facem schimb de experiență în urma sesiunilor de formare.